Atac sângeros cu bombă în capitala afgană, Kabul. Explozibilul a fost detonat de un sinucigaș, iar atacul a fost avizat, o școală plină de femei tinere. 10 dintre ele au murit și altele au fost rănite. Cel puțin 23 de oameni, marea lor majoritate femei tinere, au murit în capitala afgană, Kabul, în urma unui atac sinucigaș cu bombă. Alte 100 de persoane au fost rănite, însă autoritățile talibane se așteaptă ca numărul să crească. La momentul atacului, femeile tocmai luau parte la o simulare de examen. Explozia a avut loc într-un cartier dominat de o minoritate etnică, de regulă persecutată de regimul taliban. De altfel, din august 2021, atunci când talibanii au preluat puterea în Afganistan, aceeași comunitate a fost vizată de mai multe atacuri. Acesta nu este primul atac terorist sângeros din ultimele luni din Afganistan. În luna august, 21 de oameni au fost uciși și alți 33 au fost răniți într-un atac ce a avut loc la o moschee. Iar la începutul acestei luni, 6 persoane au murit într-o explozie ce a avut loc lângă ambasada rusă din Kabul.